Trufe în pădurile Sălașului nu este o glumă, apreciază pasionații din acest domeniu de activitate. Printre aceștia se numără și tânărul sălășan Ovidiu Cătan, care împreună cu tatăl său a început să cultive trufe printr-o metodă specială. Ovidiu spune că meseria de căutător de trufe este o adevărată artă, dar și una dintre cele mai secretoase din lume. Socrul meu, eu nu pot să spun cam, socrul meu a înființat o plantație acum 3 ani de zile în Bicaz, în județul Maramureș. Nu e o plantație la fel de mare, are doar undeva la 60-70 de ari de teren, dar costurile au fost aproape la fel de ridicate ca și la plantația asta. În special puietul, pentru că puietul de alun, la fel cum a venit acesta, acela a venit micorizat la rădăcină cu spor de trufă neagră de vară. Ce înseamnă asta? El a fost tratat în Italia și a fost... Pe rădăcina lui au fost amplasați niște spori de trufă neagră, care în momentul în care trufa e un fel de... are nevoie de o plantă mamă ca să crească. Nu o să crească niciodată singur. De aceea crește în păduri, crește la rădăcina fagului, la rădăcina stejarului și crește și la rădăcina alunului. De o plantă suport, așa îi spune. Deci alunul este o plantă suport pentru trufă. Rădăcina lui a fost tratată, a fost micorizată, asta este termenul, cu un spor de trufă neagră. Trufa neagră de vară e o trufă întâlnită la noi în țară, în special în pădurile astea de foioase. Stejar, fag, e multă lume care le caută. Cu câini, cu tot felul. E o adevărată afacere, ar putea spune unii. Chiar și numai să crești câini care să găsească trufe, o afacere. Un câine dresat care să găsească trufe costă undeva la 2500 de euro, un singur câine. Și multă lume a profitat pe treaba asta. Foarte multă lume care fac lucrul ăsta, dar și mai multă lume care zice că îl face și nu îl face. Ce este trufa asta, de fapt? Trufa este o ciupercă. Este o ciupercă care nu crește la suprafața solului, crește în sol. Undeva la 15-20-25 de centimetri adâncime. Ea emană un miros, un miros pe care noi nu putem să-l simțim, dar animalele și în special porcii mistreți, în pădure, dacă mergeți în pădure și găsiți o gaură săpată, ăla a fost un porc mistreț care a mirosit o trufă. Dacă sunt pădurile de foioase, normal. Crește în pământ, e supranumită aurul negru al pământului. Motivul? Motivul pentru că este foarte scumpă. Undeva la 100 de grame de trufe costă între 22 și 50 de euro, în funcție de calitate. De mărime, este foarte important în momentul în care le recoltezi, să nu le zgârii, să nu le rănești. Este o unealtă cu care sapi după ele, le scoți frumos afară și important să fie cât mai neatinse. Dacă sunt cu cât sunt mai mari, cu atât sunt mai valoroase. Au fost... O singură bucată de trufă, într-adevăr era o trufă albă, care s-a vândut cu câteva zeci de mii de euro. O singură bucată. Dar avea undeva la un kilogram și ceva. Gustul? Gustul nu pot să vi-l spun pentru că n-am gustat niciodată. Dar se spune că e un gust aromat și are un gust foarte puternic. E suficient o cantitate mică care să-ți schimbe total gustul unui preparat. Se folosește în foarte multe, se folosește în dulcețuri, se folosește inclusiv cu miere de albină. Se poate folosi pe paste, pe o grămadă de lucruri. E foarte căutată și este scumpă pentru că este rară.